Investițiile în rețeaua de drumuri a fost întotdeauna punctul zero al administrației județene din Olt. În ultimii ani au fost făcute mai multe lucrări în infrastructura rutieră, iar acestea continuă. Noi proiecte au fost aprobate de către aleșii județeni, fie că vorbim de investiții pe bani europeni, fie pe bani guvernamentali sau din bugetul județean. După ce au fost aprobate proiecte ce vizează modernizarea drumurilor județene din sud, acum a trecut de vot un proiect ce implică refacerea drumului care leagă județ. De Argeș. În două proiecte am aprobat daliul și proiectul tehnic pentru un drum județean pe fonduri europene, pe care noi îl pregătim de foarte multă vreme și dumneavoastră știți de el, acum este forma finală, asta am aprobat, el deja este ridicat în sistemul electronic SMIS, cum se numește, mai SMIS, cum este definit el, pentru a accesa banii europeni. Este vorba despre un proiect de aproximativ 36 de milioane de euro, drumul de la Valea Mare, Recea, Valea Mare, Priseaca, Poborul, până la graniță cu județul Argeș. În paralel, se mărește și lista proiectelor depuse pe programul național Angel Salini. Până la această dată, Consiliul Județean Olt a reușit în cadrul acestui program să atragă peste 140 de milioane de lei pentru reabilitarea a peste 42 de kilometri de drum județean. A fost semnat contractul pentru modernizarea ADJ-546, tronsonul Podcoava-Perieț, pe o lungime de 6 kilometri, cu o valoare de peste 11,3 milioane de lei. Și urmează semnarea altor două contracte de modernizare a DJ-643 Bobu-Voinea-Sabalci, 25,2 km, modernizare DJ-703C Poborul cu Ungrea-Verguleasa, 11,6 km. Cu toate acestea, șeful forumului județean susține că încă mai este nevoie de investiții în drumurile Oltului. Încă mai avem drumuri de balast și de pământ în județul Olt, probabil după o mare porțiune din ceea ce vă spuneam este pe acest drum pe care îl facem pe fonduri europene, Valea Mare, Poborul și așa mai departe. După ce ieșiți din Priseaca, acolo nu mai este drum asfaltat și o mare parte din acești kilometri care ne-au mai rămas o să fie făcuți acolo. De asemenea, Podcoava-Perieț, câțiva kilometri de drum care la fel sunt din balast în momentul de față, vor fi asfaltați și ei. Restul sunt refaceri de carosabil care este deja asfaltat, dar calitatea acestor drumuri pe care vrem să le refacem nu este satisfăcătoare pentru nivelul unui drum județean. În acest moment, județul Olt se află pe locul 2 ca alocare națională în cadrul programului Angel Salini cu peste 1,6 miliarde de lei ce vor fi investiți în 95 de obiective de infrastructură rutieră și 62 de proiecte de extinderi sau înființări rețele de apă și canal în localitățile oltene.